Hai, salut și bine am găsit la un nou episod de Clash of Clans. Dacă mai vrei să continui cu această serie, nu uita să apăsați butonul de like și să abonați cei care sunteți noi. În acest episod o să vă explic cam care e treaba în Legend, pentru că, sincer să zic, este foarte greu, adică vă arăt un exemplu. Pe astăzi am 60 de trofee minus că n-am atacat deloc, am 8 atacuri pe zi. Uitați-vă ieri, efectiv am dat eu toate atacurile și au voie practic de 8 ori am voie eu să atac și de 8 ori am voie și adversarii să mă atace. Da? Să zicem aici am câștigat 135 de trofee și ăștia mi-au luat 201. Deci ieri aveam, nu mai știu, 5200 de trofee, cred, și am scăzut la 5052 de trofee. Atâta tot e partea bună că, vedeți, am baza asta, de exemplu, dacă intru aici la defense, eu pot să-mi setez ce să am în Glen Castle și care bază să o am la atac. Și pot să-mi fac și baza de war, și baza normală, orice vreau eu. Asta de aici e doar... Baza asta de aici e doar pentru cei care se uită la baza mea sau ceva, nu ui baza pe care mă atacă restul, adică uitați că vă arăt. Zicem ăsta e minus 40 trofee. Vedeți, e baza aia pe care o am eu selectat acolo. Partea bună e că la fiecare atac iau în jur de 500k și 7000 dark, plus numai și 200, cred că e bonusul, parul 340.000 dacă îi dau 100%, dar depinde cât îi dau la 100. Trofee de fiecare dă 40 de trofee. Dacă dau 3 stele, tot așa, dacă dau 2 de mai puțin, dacă dau 1 de mai puțin. Dar în schimb, dacă nu iau nicio stea, nu-mi scade nimic, niciun trofeu. Și partea cea mai bună este că din loot-ul pe care am aici în storage-ul, și dacă mă atacă alții, nu poate să-mi ia loot. Că ei primesc loot pentru că m-au atacat, dar mie nu mi-a din storage-ul deloc loot. Asta mi se pare cel mai ok. Și având în vedere că sunt maxat, nici nu prea mai am ce face. Adică, efectiv, sunt aproape maxat full. Am doar ziduri și câteva builder hatură și cam atât ce eroi. Am zis să urc în Legend, că oricum aș face mai bun și haide să dăm un atac. Nici nu mai trebuie să caut, că cum mi-am dat atac, mi-am găsit direct, nu mai stăm în search. Și partea noastră e că nu pot da next. Ok, am găsit baza asta. Destul de nasoală că trebuie să intrăm la Town Hall. Ca să mă întrebați de ce atac cu strategia asta, e pentru că am o misiune la pass. Trebuie să atac cu 300 de super trupe. 300 de spații, mai exact, de super trupe. Normal atac cu strategia aia mea, cu care atacam și la war. Bun. Trebuie să bag și eroi. Până acum, sincer, nu merge prea bine. Stăm aici un rage. Aici așa. Un freeze. Poate îi luăm și tunnel-ul. Nu știu să luăm și tunnel-ul. Bun, noi luăm și tunnel-ul, perfect, 200. Și vedeți că nu-mi scrie nimic ca sub, că ia 40 de fei în casă, că dau fail, nu-mi scrie că îmi scade ceva sau ceva de genul. Bun, nu mai luăm nicălu. Da, cam atât. 18 trofei, bun. Cam atât a fost episodul, ne vedem data viitoare. Salut!